Bună ziua, dragi telespectatori, sunt Gabriela Sava și vă zic bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Eurofermă. Și eu cred că o să fie o ediție optimistă, pentru că suntem într-o zonă a țării, acolo unde porumbul încă este verde, grâul s-a recoltat și toată agricultura pare că arată bine. Suntem alături de domnul Carp. Bună ziua, domnule Carp, câteva cuvinte despre zona în care ne aflăm. Bună ziua, bine ați venit pe meleagurile noastre Moldave. Ne aflăm la Dumbrăvița, aici pe sola unde suntem, aparține de Dorohoi. Am o cultură vegetală, o fermă vegetală, lucrez aproximativ 500 de hectare, am grâu, orz, rapiță, porumb, floare și soia. Am 47 de ani, de agricultură am vreo 20 de ani de când mă ocup. Cu ce ați început? Cu ce am început? Fiind din familie, de la țară și așa, început. Au avut părinții un pic de teren, de la ăla mi-am cumpărat un tractor și am început, mai cu prestări, nu știu ce. Și ușor, ușor am evoluat și am ajuns la această suprafață. Astăzi suntem la dumneavoastră, acolo unde cei de la Tech Pharma au ales să facă o demonstrație cu utilaje. Văd întâi de toate, în ferma de aici, la momentul acesta, plugurile la lucru. Știu că și dumneavoastră aveți pluguri și aproape am discuție de făcut cu dumneavoastră referitoare la plugul în agricultură, cum și cât. Că noi în partea de sud spunem că scoatem plugul de tot. Când îl folosim? Noi plugul, noi așa am fost acum și educați și noi am mers pe arătura clasică. Pentru că arătura clasică la noi e și zona, e și un sol cu structură, alt fel de structură față de sud. Uitați că, vedeți, aceasta este și problema, că suntem cam băgați toate regiunile țării în aceeași oală. Ne pune pe toți să facem, să respectăm anumite criterii, dar suntem zona noastră, nordul, nu ne putem potrivi cu sudul țării. Momentan încă trebuie ușor, ușor, din această cauză am și acceptat această invitație ca să facem această demonstrație aici, să vedem cu utilajele astea noi, ca să ne adaptăm condițiilor care vin. Că, vedeți, vrem, nu vrem, spre asta ne îndreptăm. Spre exemplu, am stat de vorbă cu unii fermieri și spuneau, au încercat și ei să scoată plugul din arătură, iar în anul în care n-au arat, au avut mai proastă și s-au lăsat pe copaci de minim util. Ce facem? Așa este. Și eu în toamnă, anul și-am făcut experiență la grâu și la soia. Am arat în aceeași solă, am și scarificat și am semănat. Și la soie și la grâu. Într-adevăr, în toamnă am avut o răsărire mai uniformă unde a fost scarificat, dar la recoltat s-a văzut diferența, am avut producție mai bună unde a fost în arătură. Pentru că la noi în primăvară, de pe 20 april și până pe 16 iunie, n-am avut o picătură de apă. 7 săptămâni am avut fără apă. Unde a fost în arătură? Acolo planta s-a dus, rădăcinile a căutat un pic de apă, s-a dus mai în profunzime, unde a fost la scarificat, nu. Și au fost diferență, chiar la grâu am avut diferență unde a fost în arătură, producție mai bună și cu 500-600 de kilograme. Văd aici, suntem pe o miriște de grâu care a fost recoltat și foarte frumos s-au împrăștiat resturile vegetale. Cum a fost producția resturile și ce ați? Resturile s-au împrăștiat că avem și utilajele de așa ce manieră. Aveți? Avem o combină, un Tucano 450. Producția a fost cât de cât acceptabilă, a fost o producție bună. Pentru anul ăsta, față de în alte zone, mulțumim lui Bun Dumnezeu. A fost o producție cât de cât acceptabilă. În schimb, prețurile noi, ceea ce o ținut de noi, noi ne-am făcut datoria. Noi am dat tot ce o trebuit, am scos o producție normală, dar prețurile, uitați că ne dovoară. Adică știți cum producția și cu prețul care este, haideți că așa, se duce undeva la un 5500. Dar cheltuiala noastră pe hectar, o cultură una cu alta, tot aici se învârte. În jurul la 5000, cu plus cu minus, 5000-5500. Dacă ai scos 6 tone de grâu și îl vinzi cu 80-85 de bani, ai ieșit acolo. Dar mai ai arenda de dat. De așa, ușor, ușor, ne decapitalizăm. Ajungem să fim înapoi, să ne îndatorăm și să lucrăm numai pentru bănci și pentru utilaje. Văd aici foarte frumos aliniate câteva tractoare, aceeași culoare toate. Cum și de ce le-ați ales? Ce le-am ales? Am ales pentru că primul tractor l-am luat în 2010. Mi-a luat un John Deere, atunci de 100 de cai. Și 2012 mai venit unul, am mers pe aceeași firmă, pentru că ei, diferite utilaje, sunt foarte buni, sunt foarte flexibili, nu avem probleme cu ele. Servisarea, avem o servisare foarte bună în zona noastră, pe Botoșani avem o servisare care Ipsu are o servisare foarte bună, o echipă foarte completă și din cauza aceasta am ales. Nu zic că nu sunt
și alte firme, alte topuri, tractoare, care, dar n-au servis. Vedeți că ele de Paște și de Crăciun nu se strică. Dar când le bagi în braz, atunci se strică. Ai sunat, apare intervenție rapidă, băieții, au servisare aproape, au piesele, au tot ce ne trebuie. Ce înseamnă pentru dumneavoastră ferma pe care o aveți? Cu câte persoane puteți lucra? Eu lucrez, eu și mai am încă 3 băieți angajați. Am văzut și un copil care vine alături de dumneavoastră. Avem, 2 avem. Am unul mai mare, care de așa este în clasa 11-a. Între timp, să implică și el. Este o afacere care se poate lăsa moștenire? Toți sperăm, dar cine știe? Noi, ceea ce ține de noi, noi ne dăm interesul. Vom vedea. Dar sperăm că copiii ar scopieze, au ce copia. Porumbul, ce se întâmplă la ora asta pentru porumb? Avem speranțe, iată, în zona de sud, poate știți sau nu, dar evenimentul acela celebru în familia Sitaru, ziua porumbului, nu se mai ține din cauza secetei. Aici arată... Zona noastră arată foarte bine, dar culturile de primăvară sunt întârziate. Sunt întârziate cu în jur de 10-14 zile, minim 10-14 zile. Culturile arată bine, au o evoluție foarte bună, să sperăm... Să o țină tot așa. Eu, dat chiar zilele trecute, uitați, și acum suntem aici pe sol aceasta, am avut 18 litri în 2 zile. Noi, nordul, nu ne putem compara cu sudul. Noi suntem, zona noastră, suntem dezavantajați din mai multe puncte de vedere, din mai multe criterii. Pentru că noi suntem, odată, inputurile, noi cumpărăm față de sud, noi cumpărăm și inputurile mai scump. Pe noi ne costă cu cel puțin 10% mai scumpi inputurile, pentru că este distanța mare. La vânzare, iarăși noi pierdem față de sud cu 20%. Pentru că dacă, spre exemplu, Constanța, zona Ilfu, Călăraș, ei vând cu 1 leu kilogramul de grâu, noi trebuie să-l vindem cu 50 de bani. Ne se spune, dar ne costă 20 ceva de lei transportul. Și din aceste motive noi suntem dezavantajați. Iarăși, revenim la politica și așa, cu răturile astea, cu interzicerea aratului. Păi eu am terminat de recoltat. Am 3 băieți, unul recoltează, el alții, eu n-am ce face. Ne interzice de pe 15 iulie până pe 15 octombrie să nu arăm. În toamnă se adună toate. Avem de recoltat porumb, avem soia, avem înființat culturi de toamnă, de semănat grâu. Când le facem noi toate astea? Iarăși un alt dezavantaj. Zona noastră, suntem în nord. Începe a veni precipitații. Suntem o zonă care e deluroasă, vin precipitațiile. Când facem noi toate? Aici ar trebui revenit și văzut un pic. Văzut un pic și să fac o diferențiere, să fac un pic, nu este. Îmi spune că ar și în termen 2 săptămâni să înființez cultura. Ar, să anunță mâine, văd în următoarele 2-3 zile că se anunță o ploaie, eu și ar. De plouat nu mai plouă, că acum de multe ori plouă la televizor, în rest nu mai plouă. Arată numai la busul, plouă la busul când anunță, da, când dă vremea. În rest nu mai plouă. Arăm, bolovanii aia, la noi este un sol, un cernuziu, un negru lutos, un sol greu. Să usă cu bolovanii aia, nu mai pot să-i stric. Ce fac eu atunci? Sunt sancționat. Cred că o să ajungem să renunțăm la subvenții și să facem agricultura care știam că să o facem dintotdeauna, ori să ne adaptăm și să stăm, să nu scoatem producție. Că în situația asta, din ce vedem, să încearcă să nu scoatem producție. Sunteți mai aproape de Ucraina aici. Cum vi s-a părut dumneavoastră toată această situație? Cred. Această situație pe noi ne-a decapitalizat, ca să spunem normal. Ce toți, făceați înainte? Ceea ce făceam înainte. Înainte, de obicei, vindeam o parte din producție, o vindem, că avem nevoie de bani, sunt o serie de cheltuieli, sunt o mulțime de cheltuieli de astea. Și restul țineam pe stoc. Aia noastră l-așa am ținut și am... Na. Acum noi am pierdut. Cei care au ținut anul trecut a fost anul fermierilor începători și cei care au avut datorii. Iar anul acesta, ce decizie ați luat de vânzare? Mai depozităm sau ați vândut direct? Totuși am depozitat. Mai trag o carte. Știți cum în agricultură se face medie pe ultimii 5 ani. În ceilalți ani am ținut și am câștigat. Un an îl mai putem duce mai departe. Asta este, ne asumăm. Anul ăsta am vândut orzul, un preț de mizerie, un 65 de bani. Deci 65 de bani mai era orzul acum 7-8 ani de zile. Și costul pe hectar te costa atunci în jur de 3.000. Anul ăsta am avut cost pe hectar de 46 de milioane. Și am vândut cu 65 de bani. Producția a fost o producție acceptabilă. A fost o producție acceptabilă. Dar nu s-a acoperit
Nu mi-am acoperit cheltuielile. Știți cum la noi, zona noastră, culturile păioase, noi le punem pentru rotație. Foarte mult și pentru arenz, pentru oameni. Că în rest, rentabil nu este. Noi care e rentabilă? Rentabile. Păi culturile de primăvară, porumb, rapița, soia. Eu unul cu soia chiar am scos producție și chiar am fost mulțumit. Cât plouă aici de ați putut să puneți rapiță? De plouat, normal la noi, normal este undeva la 450-600, dar na, sunt ani când... Anul ăsta am avut zapada aia, dar zapada aia ne-a afectat chiar cultura de rapiță. Pentru că au fost început, a plecat tija florală, a plecat în vegetație, a venit zapada mare și a luat și ne-a înduit-o și a crăpat și a apărut și o serie de boli. Le-am mai făcut noi, dar nu ne-au ajutat mult. Acea zapadă ne-a diminuat din producție foarte mult. Întreb pe toată lumea, cei care am interviuri, dacă mâine ați avea o sumă de bani, în ce ați investi? Utilaje, depozitări, ce ați face? Știți cum? Depozitare. Utilaje avem. Utilate la maxim. Încă eu pot lucra cel puțin 200-300 de hectare cu utilajele pe care le am. Depozitare. Am spus, chiar vorbeam cu un coleg de-a meu zilele trecute. Ceea ce o ținut de noi, noi ne-am făcut datoria. Am spus, dacă trecea un râu prin zonă și nu făceam o instalații de irigare, atunci îmi părea rău. Dar, în rest, ceea ce o ținut de noi, noi ne-am făcut datoria. N-am ce reproșa în fermă. Din punct de vedere a tehnologiei, sunt foarte mulți fermieri, prieteni ai dumneavoastră, am văzut, v-ați salutat cu foarte mulți prieteni noastre. Ce ați descoperit pe zonă că merge? Poate o cultură nouă, poate o tehnologie nouă. Ce ați descoperit? De descoperit nu putem descoperi. Trebuie să fim foarte echilibrați. Să punem din toate, că un an nu se aseamănă cu altul. O serie de culturi într-un an sunt mai profitabile, în alt an, așa. Am spus, soia eu, la mine este o cultură principală, la alții e cultură secundară. Eu, deci, lucrez aproape 500 de hectare, din care 100 de hectare sunt cu soia, cultivate în ferm. Punem mai mult pentru rotație și pentru astea. Cât reușiți să scoateți la soia? De vandabil sau de rotație bună? Și de rotație și profitabilitate. Rare ani care am scos sub 3 tone. Sunt foarte puține ani care am scos sub 3 tone. Iar principalele probleme ale zonei, dacă în sud avem dăunătorii, iată, știți, noastră s-au plâns și buruienile, ce avem aici? O, da, bunul Dumnezeu și-a avut grijă să le aducă și la noi în nord. Avem totuși noi. Ceea ce au avut sudul, numai că la noi vine cu, cam cu 2-3 ani de zile, tot mai târziu. Dar au grijă ca să ne aducă și nouă, să nu ducem lipsă de boli, de dăunători, de buruieni, toate alea. Dacă ne uităm la utilajele de aici, care dintre ele v-a trezit interesul sau care credeți că este potrivit zonei, uitându-ne la fermieri? Eu unul totuși zic că plugul n-ar trebui să lipsească din fermă la ora actuală. Încă nu ar trebui să lipsească plugul. Al doilea utilaj ar fi acest utilaj care e cu tip Tiger, care e un fel de scarificator cu organe și discuri și tăvălug. Ăsta ar fi un utilaj care ar fi bine diluat într-o fermă, să nu lipsească. Ce mesaj aveți pentru colegii dumneavoastră fermieri? Mesaj. Îi doresc sănătate, producții bune, prețuri mari și sănătate. Sănătatea este cea mai scumpă. Dacă avem sănătate, în rest, ne bucurăm de orice. 27 iulie, Botoșan, firma Tech Farm, a ales să facă o demonstrație pentru fermierii din zonă. Bună ziua, spuneți-mi, câți fermieri au fost astăzi prezenți? Cât ați chemat și câți au venit? Bună ziua, astăzi au fost un număr de peste 45 de persoane. Au ajuns mult mai mulți decât ne așteptam, sincer să fiu. A văzut oamenii oprindu-se de pe drum? Ce-am dorit astăzi să le arătăm fermierilor? Am început seria de demonstrații pe care o are în fiecare an Tech Farm. Am început anul ăsta cu Botoșanu pentru că s-a terminat relativ mai repede de recoltat. Au fost mai liberi un pic fermieri. Mai liberi, a fost un județ în care noi nu am activat foarte mult și ne-am dorit să fim prezenți cum suntem și în celelalte județe. Și atunci am zis să începem cu Botoșanu. Am venit prezenți cu un număr de 5 utilaje. Da, 5. Am venit cu plugul mini, plugul de la Ovlac mini, plugul normal Ovlac, am încercat să arătăm diferențele între un plug mini și un plug normal. Am venit cu un utilaj de prelucrat solul la, să-i spunem, suprafață, un maxim 20 de centimetri Ovlac X-Lander. E primul utilaj din România pe care noi l-am adus aici și de asemenea cu un utilaj mai versatil, după nume versatil, care lucrează până la 40 de centimetri. Și am avut și un pastă. Da, și am avut și un pastă, bineînțeles că urma să-i spun. Versatilul a atras
după nume, chiar cea mai multă admirație, să-i spun. Ce gen de fermier am avut aici sau dacă utilajele noastre sunt potrivite lor? Sunt utilajele comercializate de către T-Farm, sunt potrivite tuturor fermierilor. Am avut fermieri cu 50 de hectare până la 3000 de hectare, am observat câțiva dintre ei. Și exact cum am zis și adineauri, toți au fost focusați pe utilajele astea cu pregătire minimă, pentru că este și acum cerința de la APIA să lase terenul nepregătit și atunci utilajele cu care am venit noi astăzi aici îi ajută să lucreze solul. După recoltare li s-a dat voie să facă o lucrare superficială minimă, astea sunt utilajele, însă n-am să uit și o chestie pe care noi în emisiunea Euroferma vorbim foarte mult despre dispariția plugului din câmp. Iată, fermierii pe care i-am întâlnit astăzi în zonă n-ar renunța la plug. Sper doar să nu fie obligat să renunțe când ar avea nevoie de el. Plugul este un utilaj care încă este indispensabil în ferma românească, mai ales aici pe partea Moldovei, și cu greu o să-i convingem, să zicem, să renunțe la el, dar venim cu alternative viabile pentru ei și eficiente, exact, decât un plug. Bună ziua, domnule Marius Mitra! Ne întâlnim de data asta în Botoșani, după ce ne-am văzut ultima oară în Agriplanta. Atunci unde luam în discuție noile utilaje și vorbeam că plugurile ar trebui scoase din câmp. Iată, suntem împreună astăzi și avem și plug și mini-plug. Câteva cuvinte, vă rog, de ce? Da, noi am vrut în prima fază să aducem doar plugul mini, care este un plug ecologic, adaptat noilor cerințe, însă pe această zonă avem și cerințe foarte mari pentru aratul tradițional. După cum am văzut, pământul aici este un pământ foarte bogat, cernoziom, și în care agricultorii preferă să are. Diferența între cele două pluguri este foarte mare, chiar dacă au aceeași denumire, plug reversibil sunt ambele, pentru că unul este dedicat agriculturii tradiționale cu arat întorsul brazdei, iar celălalt este dedicat agriculturii conservative. Plugul mini nu va întoarce și el brazda? Cât? Cum? De ce? Da, plugul mini nu întoarce brazda pentru că el lucrează între 5 și 20 de centimetri maxim, cele mai bune rezultate avându-le la adâncimea de 10-15 centimetri, și nu întoarce brazda pentru că amestecă toate rezidurile în acest strat de 10-15 centimetri. De aceea este și înscris pe afir ca plug reversibil ecologic. Ce se întâmplă? La aratul normal știm, se întoarce brazda, tot ce este rezidu merge jos la 35 de centimetri. Da? Este preferat și datorită faptului că distruge dăunătorii. Da, exact. Plugul mini s-a încercat pentru că știm că cea mai bună metodă mecanică de a combatere a dăunătorilor, a buruienilor, da? Este aratul. De-aia și oamenii preferă să are în continuare. Pentru aceasta, acum mai mult de 18 ani în urmă, Ovlac a construit și a dezvoltat plugul mini. Asta ce înseamnă? El fiind Ovlac, fiind un producător tradițional de pluguri, a zis evoluția va merge spre reducerea aratului, ceea ce și vedem astăzi în România și cerințele deja ale autorităților. Da? Și pentru aceasta a dezvoltat plugul mini. Plugul mini face asta. Intră în teren, da? Amestecă, deci nu întoarce, amestecă rezidurile pe întreaga suprafață, 20, 10, 15 cm. Pentru că rezultatul constatat în timp de către agricultorii care practică o astfel de agricultură este creșterea fertilității solului, ceea ce nu se întâmplă în cazul arăturii normale, creșterea porozității solului, iar nu avem în cazul agriculturii normale, și gestionare foarte bună a rezidurilor. Da? Rezidurile acelea devenind beneficiu pentru sol. Această modalitate noi am promovat-o în România și o promovăm foarte mult, pentru că se vede deja, începând de anul ăsta, se vorbea, dar anul ăsta devine o cerință deja, în care s-a spus că 3 luni de zile fermierii nu pot să întoarcă brazda. De aceea am venit cu o soluție pentru cei care încă preferă o lucrare tradițională, dar făcută într-un mod conservativ. Și acesta este plugul mini. Mini, care îl promovăm și îl dorim să cam cei mai mulți fermieri să încerce să-l... Să știe că există și o astfel de tehnologie. Pare că cei care nu vor să renunțe la plug au, iată, un înlocuitor la îndemână. Da, da și nu, pentru că noi am luat un utilaj, da, care era plugul, și l-am adaptat
unei agriculturi conservative, ceea ce se credea, s-a crezut că e imposibil. Zicem, renunțăm la plug. Nu, noi am gândit că, fiind având atâta experiență, peste 90 de ani în producerea de pluguri, plugul își are rostul lui, dar trebuie să evolueze. Adică lucrarea care o face să nu mai fie rezultatul acela de întoarcere a brazdei, da? Ci pur și simplu să fie un rezultat care îl caută toată lumea, adică pe agricultură conservativă. Trebuie să menționăm că noi am fost împreună în fabrica Ovlac, acolo unde familia Calvo, pentru că trebuie să spunem, este o afacere de familie, are foarte mare grijă de produsele pe care le face și asta încercând să vă întreb, care este garanția pe care o primim de la producător? În primul rând, garanția standard pe care o dă Ovlac pe utilajele comercializate este de 2 ani. Și sunt utilaje, cum avem, de exemplu, discurile cu tarele paralele, unde se dă o garanție standard de 3 ani. Asta pentru a sublinia exact calitatea produselor, în timp ce alți producători merg pe maxim 12 luni, mergem pe 24-36 de luni fără probleme. Avem pluguri de la 5 trupițe reversibili, care necesită 100 de cai putere, până la pluguri de 12 plus 1 reversibile, care necesită un necesar de putere 300 de cai. Încercând să facem o agricultură care să se potrivească mediului înconjurător și noilor politici agricole europene, iată, ajungem și la versatil. Ce înseamnă versatilul de la Ovlac? Versatilul de la Ovlac este mai poartă denumirea în agricultură și de plug chisel, dar este o evoluție a acelui tip de utilaj. De ce? Pentru că sunt bine cunoscute plugurile chisel, sunt cu ancore care merg la adâncime foarte mare, mult mai mare decât un cultivator normal. Da? De miliște? Unde miliște? Nu, nu seamănă cu scarificatorul, el lucrează undeva la 35 de centimetri adâncime maxim, însă face o prelucrare pe toată suprafața, amestecă, are ancora, are un design care permite să facă mulcire, adică amestecul acestor reziduri foarte bine. Și la fel este un utilaj adaptat pentru agricultura conservativă. Da? Pentru că face o prelucrare a terenului, făcând o gestiune foarte bună a resturilor vegetale și un amestec pe toată suprafața. Ce trebuie să știm despre utilajul acesta? De ce l-ar folosi fermierii? Și în demonstrația pe care am văzut-o împreună la Botoșani, ce au zis fermierii? Pentru că, iată, el a fost, din punctul meu de vedere, vedeta acestei zile. Da, pentru că fermierii au mai auzit de acest tip de cultivator. Poate au mai văzut, ideea lor principală este să facă o prelucrare a solului în adâncime, dar care, pentru că aici revenim la agricultura conservativă și cerințele de a nu arada, ei vor să facă și o prelucrare mai în profunzime. Și acest utilaj permite să faci asta, adică să mergi undeva la 35 de centimetri adâncime și în afară de aceasta amestecul interesează și amestecul rezidurilor dezmiriștirea propriu zisă. Dacă ar fi să aveți focus pe unul singur de aici, dar ați fost fermier, ați văzut ce a fost aici, am bani de unul singur. Cu siguranță Ovlacul versatil, pentru că este un utilaj complex, din punctul meu de vedere, lucrează până la 40 de centimetri, deci putem sparge și cu el și harpanul. E un utilaj care are protecție hidraulică, reglare hidraulică, un utilaj versatil, robust și cred că cu ăsta aș merge eu personal. Domnule Mitra, am văzut un utilaj pe care, recunosc, nu l-am văzut până acum, nici măcar la Agriplanta, și e vorba de X-Lander. N-am avut eu ochi, era acolo sau l-am adus astăzi nou? Nu, l-am adus astăzi pentru că este fratele mai mic al versatilului, să zicem așa, pentru că la X-Lander-ul e cam același tip de cultivator, dar pentru puteri de tractor mai mici și cu siguranță cu șurub față de versatil care are și siguranță hidropneumatică. X-Lander-ul este gândit pentru o agricultură, pentru lucrarea terenului la 20 de centimetri adâncime și pentru necesar de putere clar mai mic pentru tractoare. Noi venind aici în zonă, nu puteam să venim doar cu un utilaj care necesită undeva la 250 de cai putere și am încercat să venim pentru toată gama de fermieri. X-Lander-ul a fost creat pentru fermieri pentru că necesită undeva la 30 de cai pe metru liniar.
Atunci fie un fermier care are un tractor de 100 de cai și poate permite să cumpere un utilaj de 3 metri lățime cu care poate să lucreze și să facă o astfel de prelucrare a terenului. Prin ce se diferențiază el față de celelalte utilaje de pe piață? Noi acoperim o gamă foarte vastă, adică plecăm de undeva de la 2 metri jumate până la 12 metri lățime de lucru. Și experiența ne-a demonstrat că, mai ales pe piețele din vest, că devine din ce un utilaj din ce în ce mai cerut. Se remarcă pentru fiind făcut de un producător care mizează foarte mult pe calitatea produselor, se mizează pe robustețea utilajului, prin calitatea materialelor folosite și, în ultimul rând, prin calitatea lucrării care rezultă. Domnule Mitra, haideți să vorbim și despre gama de utilaje Pasto pe care ați ales să o aduceți în atenția fermierilor, inclusiv celor din zona Botoșani. Da, Pasto, agricultura, fiind un producător de utilaje specializat, în primul rând, pe agricultură conservativă, se vede orientarea lor spre astfel de agricultură, se vede că acesta este viitorul. Noi am încercat să aducem două tipuri de utilaje care să facă și comparația între ele. Primul este scarificatorul, care toată lumea îl cunoaște. Asta le explicam fermierilor când a fost introdus în piață acum 11-12 ani. Toată lumea, li se părea ceva ciudat să aibă scarificator și acum foarte mulți au scarificator, cu beneficiile lui, și drenatorul, o evoluție a scarificatorului. Da, scarificatul face lucrarea lui, adică a rupe harpanul și a permite rădăcina să dezvolte și apa, însă noua agricultură conservativă va merge din ce în ce mai mult pentru păstrarea carbonului în sol. De fapt, asta da? Este țin. Da, pentru păstrarea carbonului și conservarea solului fără a-l deteriora. Asta face, adică facem aceeași lucrare ca la scarificator, însă nu amestecăm straturile de sol între ele. Solul, decât este tăiat, se creează niște canale prin care pătrunde apa, pătrunde oxigenul, pătrunde microbii care sunt necesari în sol, se dezvoltă mult mai bine rădăcinile, fără însă a amesteca stratul, pentru că asta s-a cerut în Occident, începe să meargă din ce în ce mai mult, în America vine acest concept și noi încercăm să promovăm foarte mult în România. Inițiativa companiei dumneavoastră cred că a plecat de la AgriPlant, acolo unde fermierii pe care i-am întâlnit de altfel și astăzi aici au zis că ar vrea să vadă niște demonstrații cu utilajele dumneavoastră în câmp. Câteva cuvinte despre Tech Farm și despre prezența în această zonă. În primul rând, vreau să mulțumesc tuturor participanților. Un număr foarte mare de fermieri. Exact, au venit într-un număr foarte mare. Ne simțim cumva datori să le arătăm utilaje de foarte bună calitate, de prelucrarea solului. Sunt de ultimă generație, spunând că sunt adaptate noilor cerințe. Vă rog, câteva cuvinte cu nume întâi și ce am văzut astăzi aici. La capitolul numii stau un pic mai carențiar. În sensul că, din punctul meu de vedere, numele contează mai puțin, contează faptele. Mulțumim celor de la Tech Farm, dacă nu greșesc, da? Că au venit să facă această prezentare. Cred că aceste prezentări își au rolul lor pentru a vedea și altceva decât cu ceea ce noi suntem învățați. Totodată aș vrea să mulțumesc și domnului director de la Direcția Agricolă pentru că este un om implicat, indiferent de culoarea politică, în mijlocul nostru al fermierilor. Nu fac lucrul acesta pentru a crede că îl laud, dar cred că am ajuns la momentul în care lucrurile rele sunt scoase în evidență, iar calitățile au ajuns la rang de anormalitate. Cred că lucrul acesta trebuie să-l inserăm foarte clar pentru că noi fermierii și oamenii de brazdă, am putea spune, al țării, am contat mai puțin în țări. Am contat mai puțin pentru că vedem în zilele noastre că fermierii sunt cei care sunt hăituiți de autoritățile statului pe toate planurile. Aș insera aici legea 300/2023 care ne-au pus în imposibilitatea ca să putem implementa această lege, intrată în vigoare de pe 9 iulie. Pun această speță pe problema neimplicării organelor la nivelul care ar trebui,
Culmea este că întâi stătătorul țării se angajează că susține agricultura Ucrainei, mai puțin agricultura României. Cred că trebuie să ne reorientăm din punct de vedere general, pentru că noi suntem cei care punem pe masa acestor oameni, cât și dumneavoastră, cât și tuturor oamenilor care trăiesc în această țară, pâinea și sarea. Eu cred că lucrul ăsta trebuie privit din altă perspectivă. Eu, ca un simplu om al acestei țări, un simplu om care produc hrană țării, cred că trebuie să ne reorientăm pentru noi, în primul rând. Să vedem care sunt interesele noastre de moment și de viitor. Lucrul acesta trebuie gândit foarte atent, cu planuri de viitor, pentru că noi, cei care producem pâinea țării și care suntem o parte dintre antreprenorii țării, facem planuri pentru mâine. Acest eveniment de astăzi a fost plănuit cu mult înainte ca el să aibă loc. Observăm în societatea actuală o circulație în virtutea inerției. Și cred că aici este o problemă majoră. Societatea se mișcă din virtutea inerției. Mergem și mâine și poimâine fără să avem o direcție clară. Cred că este un eveniment foarte frumos. Mulțumim celor de la FarmTech și domnului director pentru că și-a făcut timp să coboare printre oameni. Este un lucru rar întâlnit în lumea politică, în care oamenii care stau foarte bine în birouri, cu aer condiționat, cu secretară, cu mașină la scară, am spus-o, își găsesc timp să coboare printre oamenii normali. Este de lăudat această acțiune. La voastră despre ziua de astăzi. Bună ziua și, în primul rând, bine ați venit la Botoșani. Mă bucur să fiu prezent astăzi din nou alături de producători și de distribuitorii de echipamente și utilaje. Aici, la Botoșani, nici nu era cum să fie altfel. Un județ preponderent agricol, unde fermierii, producătorii agricoli sunt interesați de ultimele tehnologii, așadar astăzi am avut aici o demonstrație de echipamente și utilaje agricole necesare în tehnologia de bază în agricultură. Fermierii, ați văzut reacțiile lor la cald, am putea spune aici, pe câmp, unde de fiecare dată putem face comparația între ce avem, ce este și ce va fi. Agricultura viitorului, ați văzut echipamentele de astăzi, dronele care le folosim în agricultură și tot ceea ce înseamnă lucrările solului, demonstrația firmei de astăzi, nu pot decât să îi salut că au venit în Botoșani împreună cu fermierii să demonstreze efectele și rezultatele echipamentelor lor în tehnologia din Botoșani. Tehnologiile se adaptează în funcție de climă și sol. Ați văzut în ultimii ani fel de fel de echipamente prezente în agricultura județului sau în agricultura României, dar am spus de fiecare dată, tehnologia face diferența între producție și calitatea producției. Astăzi, ca să-i dau un răspuns colegului din mediul de agricol, direcția agricolă și specialiștii direcției agricole lucrez de peste 25 de ani în administrație, au fost, sunt și vor fi mereu alături de producătorii agricoli. Prezent ca de fiecare dată alături de producătorii agricoli, alături de fermieri, pentru că aici, pe miriștea asta, poți lua pulsul, realitatea din teren. Asta cu aerul condiționat sunt condiții de birou. Eu agricultura am făcut-o de mic copil aici. Aici, pe glia și solul din județul Botoșani. Am crescut într-o fermă și cu siguranță după ce îmi voi face datoria ca în agricultura județului, mă voi întoarce tot într-o fermă agricolă. Dacă îmi permiteți, aș mai vrea o scurtă intervenție. Mă mândresc cu domnul director al direcției agricole, chiar dacă politic facem parte sau avem afinități politice diferite. În schimb, aș vrea să remarc un lucru foarte important, oportunitatea cu care dumnealui a răspuns fermierilor la nivelul județului. L-aș da un exemplu de bune practici național, pentru că într-o speță ca cea a secetei, care a fost anul trecut, dumnealui în doar 2 ore a reușit să constituie acea celulă prin care să facă inspecțiile în teren. Marea problemă a noastră, românilor, este că dacă aflu ceva, țin doar pentru mine.
constatăm că la nivel național și al județului, cei care trebuiau să-și facă datoria, să ne anunțe că există această variantă în care să ne declarăm suprafețele la secetă, la calamități, nu au făcut-o. Probabil domnul director are și date, eu nu dețin aceste date, dar foarte puține comunități au putut accesa acest lucru pentru că nu s-a știut. Chestiunea asta se răsfrânge de la nivel de conducere spre teritoriu. Aflăm în ultimele zile de oportunitățile pe care statul le pune la dispoziția noastră și este o problemă majoră. Îi mulțumesc domnului director că este implicat în aceste probleme, nu caut să laud absolut nimic la dumnealui decât calitățile. Un om, dacă le are acele calități, trebuie precizate. Am ajuns la momentul în care oamenii normali au devenit anormali. Observăm aici o stare de normalitate. Aștept ca toți cei de bine din țara aceasta, fermierii, antreprenorii și agricultorii, să ne dăm mâna pentru a arăta că noi suntem cei care am adus acele persoane la conducerea țării. Îi așteptăm pe acești oameni în mijlocul nostru, lângă noi, să putem să creăm acel nucleu sănătos al agriculturii și antreprenoriatului românesc.